Tichetele s-au dat, dar bicicletele mai așteaptă. Primăria Capitalei a pedalat până a găsit lista magazinelor partenere și a publicat-o pe site-ul instituției. Însă comercianții încă nu sunt dispuși să-și vândă marfa pe o promisiune. Ba chiar mulți au scumpit deja bicicletele să fie siguri că nu ies în pierdere. Voucherele acelea pentru biciclete se vor putea folosi în magazin la voi? Ce tip de voucher? 500 de lei acordate de... De la mall? Nu, de la primărie. Momentan nu s-a trimis contractul, dar nu s-a semnat juridic. Nu avem aprobarea de a le folosi încă. Nu doar că voucherele sunt deocamdată inutile. Mai mult, în magazine, prețurile bicicletelor au crescut. După cum era de așteptat, prețurile bicicletelor au urcat pentru a da o falsă impresie de reducere. Spre exemplu, bicicleta pe care eu am cumpărat-o pe 14 iulie avea un preț de 799 lei, preț întreg, iar în acel moment, redusă, era de 639 de lei. Acum este 949 de lei, având o reducere de 32% până la 639 lei. Mii de oameni au stat la cozi interminabile pentru tichetele de reducere care pot fi folosite la cumpărarea unei biciclete simple sau electrice, ori a unei trotinete. Undeva 1500-1700 de lei îți poți achiziționa o bicicletă cu cadru de aluminiu, greutate redusă. Teoretic, pentru o astfel de bicicletă, un bucureștean ar trebui să scoată din buzunar 1000 de lei și voucherul primăriei. Noi cu teoria stăm bine de obicei, practica stă mai prost. E o inițiativă lăudabilă dacă există bani pentru așa ceva. Nu prea există locuri în care să mergi cu bicicleta în București, asta e sigur o problemă și poate prima oară ar trebui să se întâmple asta. În prezent, în București există doar aproximativ 7 km de piste pentru biciclete și numai anul trecut în capitală au avut loc peste 300 de accidente în care au fost implicați bicicliști.